Ion Andreea Dogeanu, deși studiază științele politice, are și preocupări culturale, scrie poezie încă de pe băncile liceului și o face bine, după cum a tras concluzia scriitorul Cornel Udrea, care i-a făcut prefața primului volum de versuri, Dreptul de a iubi. Autoarea și-a lansat cartea în foaierul Centrului Cultural Eugeniu Nescu din Slatina. Poezia am început să scriu din liceu. Prima oară a început ca un hobby, apoi s-a transformat ușor și într-o pasiune. Am fost descoperită de către doamna profesoară de română Floriana Iacobescu. Dumnezeu mi-a propus să particip la un concurs de creație literară. Am câștigat primul întâi, surprinzător, și am fost încurajată de ceilalți profesori. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva cu, nu știu dacă este un talent, dar cu hobby-ul meu. Volumul de versuri, Dreptul de a iubi, este primul pas în cariera de scriitoare a Ioanei Dogeanu. După ce a scris poezie, tânăra scrie acum o carte de proză, a cărei temă este tot iubirea. Sper că voi scoate și un volum colectiv cu alți autori. Unii dintre ei nu sunt cunoscuți, dar am vorbit și le-am propus și au fost de acord. Și acum rămâne de văzut. Încă trebuie să stabilim anumite detalii, dar în prezent scriu la o carte de proză tot despre iubire, pentru că, până la urmă, iubirea este sentimentul înălțător și fără iubire cred că nu ne-am găsit rostul în această lume. La lansarea primei cărți au stat alături părinții și prietenii. În cadrul evenimentului, trei dintre prietenii autoarei au recitat câteva poezii scrise de Ioana. Dar ochii mei să-i vezi dorind, să nu mai împărțim ca doi. Iubește-mă frumos și tandru, iar buzele să fie un izvor de sărutări și șoaptecă.